bine ați venit la seara de priveghere, să spunem așa. Este o seară de priveghere din timp cu Părintele Efterie. Noi l-am cunoscut din Efterie Mijail sau din Efterie Mijale. Este o seară dedicată și temei generale în acest domeniu și Ortodoxia. Și în această seară avem bucuria să avem în mijlocul nostru pe doamna Alina Berciu Tăhicescu cu prezentarea cuvântului Macedonul Român. Și am venit de agent emisă de Banca Națională a României cu ocazia împlinirii a 140 de ani de la înființarea Societății de Cultură Macedonul Român. Și după doamna Alina Berciu, urmează Părintele Iulian Zamfirescu, ne va prezenta biserici din Albania și Macedonia, deci vom avea o serie de imagini, însoțite probabil și în comentariu. Noi vom deschide seara cu Părintele Efterie Mihail sau Mihale, cum le-a zis domnul Ofițiu, că se numea. De la cărui naștere sau de înghiere, 119 ani. Deci, ieri, 11 mai iulie, s-au întâmplat să 19 ani. Este data nașterii Părintele Efterie Mihail sau Mihale. Mă bucur că în această seară este alături de mine și Părintele Constantin Sanchi, cel care pentru prima dată m-am dumat pașii spre Marii Duhovnici din județul Neamț. Vom face mai întâi o rugăciune, o să-mi toți rugăciune de ridicări și o să-mi rugăciune de la tatăl nostru și după aceea